Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi m-am gândit să facem o rețetă de păstrăvi, am aici 4 păstrăvi, acum bineînțeles că-s păstrăvi cumpărați, nu-s prinși de mine. O să facem un păstrăv cu foarte multe legume, aici mi-am pregătit câteva legume, pentru că e și sezonul legumelor, acum un ardei roșu gras, un ardei galben gras, 2 morcovi, 2 cepe, 5-6 cartofi. O să tăiem fain frumos toate legumele, le tăiem cu bulețe. Aici mi-am pregătit într-o tepșă, într-o tavă mi-am pregătit. Am pus o hârtie de copă care am us-o comtic de ulei, unde o să punem legumele, iar pe deasupra o să punem păstrăvul. Noi, dar să trecem la treabă. Oameni buni, acum o să-mi tau fain frumos, o să-mi tau toate legumele. Cartofi, așa cum v-am spus, eu îi tau în 4, îi tau mai mare. Opa! Ia, așa o să tau cartofii. Așa o să tăiem cartofii. Morcovul o să-l tau fain frumos rondele. O să-l tau rondele, dar un pic mai grosus, pentru că dacă îl tai subțire atunci la cartof, la cuptor să arde. Deci așa o să-l tau, rondele mai grosuță. La fel și ceapa. Ceapa o tăiem în 4. Iar ardeiul la fel. Acum ardeiul puteți să-l tăiesc cum doriți, dar eu să-l tau tot așa bucăți mai mărișoare. Ceva de genul acesta. Așa o să tăiem. Așa o să procedez și o să facem rețeta pas cu pas. Oameni dragi, am terminat de tăiat legumele, acum o să le condimentăm. O să punem un praf de sare și un praf de chiper peste ele. Așa. O să punem și un pic de ulei. Punem un pic de stare de ulei, ca să lege condimentele. Atât. Să se lege condimentele bine, bine. Sarea și creierul. O să mai pun într-un praf de sare, ca să fim siguri că sunt condimentați bine. Atât. Bun. Acum, dumneavoastră, dacă vreți și vă place, puteți să puneți și rozmarin și busuiu, fiecare ce-i place. Nu, unul personal nu ne place. Eu consider că doar sare și chifer dă cel mai bun gust la legume. Așa, oameni dragi, am terminat de condimenta legumele. Acum fain frumos legumele, le punem în tavă, pe hârtia de copt. Ne năpustim aici fain frumos. Așa, facem un pat din legume, iar pe deasupra fain frumos o să punem păstrăvul. Acum o să mă ocup de păstrăv, o să luăm și păstrăvul. Bine, dar ce cu mine, că parcă nu pot să grei. Ce, Doamne, iartă-mă cu mine. No, oameni buni, punem și păstrăvul. Acum eu păstrăvul, fain frumos, o să-l încrest un pic. Ia, încep și-l încrest așa, un picuruț, ca să-l pot condimenta, să intre bine sarea și chiperiu și în carne. Așa o să procedez, încrestăm un picuruț. Așa, oameni dragi, deci practic îl încrestăm și atunci intră fain frumos sarea și în carne. Așa o să procedez cu toți păstrăvii, după care la fel, îi condimentăm cu un pic de chiperi, un pic de sare și punem fain frumos în tavă, peste patul de legume. Atât. Așa o să procedez cu toți păstrăvii, acum n-are rost să vă plictisesc. Ia așa, îi punem pe tăți fai frumos. Iar după aia revin eu cu alte imagini când-s gata. Oameni buni, am terminat de condimentat și păstrăvul. Așa arată. Acum fai frumos o să-l ducem și o să-l băgăm la cuptor. Noi o să-l băgăm la cuptor la 180-200 grade pentru aproximativ o oră, aproape o oră. Acum fiecare în funcție ce cuptor are. Între timp, până o să se facă păstrăvul la cuptor, băiatul are un sos de usturoi cu smântână foarte bun, o să vă arate cum își face el, cum își pregătea sosul de usturoi pentru această rețetă de păstră la cuptor cu legume. Până să facă el, o să vină și o să facă sosul de
usturoi. O să mă duc acum și o să bag la cuptor, iar când o să fie gata rețeta de păstră cu legume, o să vă arătăm finalul, cum a ieșit. Yo, ce fortună vine! Bună ziua, dragi prieteni! După cum m-a introdus și tata, astăzi o să facem un sos de usturoi pe bază de smântână, un sos de usturoi foarte bun, care merge foarte bine cu păstrăvul. Pentru această rețetă de sos de usturoi o să avem nevoie de 5-6 căței de usturoi pe care i-am pisat deja. Acum usturoi folosesc dacă vrei să fie mai poprica, așa mai, așa zice la un popric usturoi, dacă vrei să fie mai usturoiat, puneți mai mult usturoi, dacă nu, puneți mai puțin. Aici am vreo 5-6 linguri de smântână, o linguriță de muștar, puțin ulei, 50 de ml de ulei, sare, piper și haideți să ne apucăm. O să pun un pic de sare și un pic de piper peste usturoi. Acum o să adăugăm ulei. Uleiul cât să treacă un pic peste usturoi. Nu o să folosim foarte mult ulei. Cât să treacă un pic peste usturoi. Atât, suficient. Uitați. Acum vom adăuga muștarul. Nu o să-l adaug chiar pe tot, pentru că e destul de mult. Și o să amestecăm. Bun, acum o să adăugăm smântâna. Cum după cum am zis, 5-6 linguri de smântână am aici. Și amestecăm bine. Și asta e rețeta de sos de usturoi pe smântână. Așa a ieșit, așa e consistența. Oameni dragi, păstrăvul nostru cu legume gata. Așa a ieșit rețeta finală. Sper să vă placă și dumneavoastră. Lângă, bineînțeles, un pic de sos de usturoi făcut de băiat. Sos de usturoi pe smântână. Foarte bun și ăsta. O să punem un picuruț aici. Așa și băiatul să-și pună. La fel și farfuria băiatului, uite, la fel a ieșit. Acum sper să vă placă și dumneavoastră. Vă dorim poftă bună, sper să nu vă facem prea mare poftă. Și bineînțeles, o să vă servesc și cu o hurincuță de pere. Așa un ticu simbolic. Poftă bună. Mulțumesc. Doar un ticuruț, așa simbolic. Vă doresc multă sănătate, la mulți ani. Nu, o să vedem cât e bun. Doamne, vezi și apără ce bun e. Legume din belșug. Îți place? Sosul ăsta de usturoi ne place foarte mult, îl face băiatul. E un sos de usturoi foarte bun. Aici ceapă caramelizată, făcută pe legume. Acum să ne iertească, vorbim cu gura plină. Dragi prieteni, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să ne urmăriți în continuare. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine. No, acum să ne ocupăm noi de treaba asta. Asta e o treabă serioasă. Trebuie să o ducem la bun sfârșit.